Dragă Diana. Scrii? Da. Dragă Diana, pe cuvântul meu de cinste, n-am avut de gând să jignesc pe nimeni. Eu sunt un scriitor cu înclinație satirică. Îmi place să scriu parodii. Sunt oameni care se supără, sunt oameni care nu se supără. Și în cazul dat, eu mi-am asumat din partea mea personală să nu amestecați aici Uniunea Scriitorilor. Eu am ieșit pe Facebook cu un anunț al meu personal. De unde ați luat dumneavoastră argumente că ar fi cineva președinte de onoare din politică și că ne-ar acheta 200 de euro fiecărui membru? Eu v-am explicat și vă mai explic și acum. Că mai fost o alternativă a Uniunii Scriitorilor din Moldova, pe care a condus domnul Savostin, scriitorul Savostin, Dumnezeu să-l ierte cum mai este în viață, și Constantin Munteanu. Ei nu putea să aibă loc o asemenea organizație, să fie inaugurată așa în organizație, fără a fi finanțată de cineva. Și dacă a putut fi, și eu sunt garanția că nu a fost finanțat? Fiindcă eu m-am întâlnit cu un scriitor de-a nostru foarte cunoscut, care mi-a aruncat replica. Ce ți-a trebuit ție asta, anunț și ala pe Facebook? Eu zic, eu pur și simplu mi-am spus părerea mea, pentru că eu nu vreau să fiu o organizație alternativă care să lupte cu Uniunea Scriitorilor. Noi nu suntem o organizație alternativă, nu luptăm cu dumneavoastră, nu știu. Deci, știți, s-ar fi încurcat 200 de euro pe lună. Eu am muțit și logic m-am gândit, da, într-adevăr, nu poate lua naștere o organizație care vrea să aibă și revist și mai departe, fără ca cineva să fie finanțat. Eu îmi cer scuze dacă am scris acolo că e președinte de onoare Plahotniuc. Poți fi cu totul altă persoană, dar nu știu cine mai sunt astăzi oameni care ar putea da bani unei organizații. Nu ne-a dat nimeni, domnul Ștefan. Dar eu vă cred. Vă deja ne credeți. Da. Deci nu ați avut probe să declarați că ar fi Plahotniuc președinte de onoare, Doamne, și că ne-ar da tuturor simplu, 200 de euro. Nu spune, anunțul cealaltă m-aș făcut pe mine, înțeleg, să mă gândesc la ceea ce v-am spus până acum. Iată.